Bun găsit, prieteni! Mesajele vocale, primite în urma apelurilor nepreluate sau pur și simplu în conversații, pot fi deosebit de ciudate. În episodul de astăzi, vă prezint niște situații în care acestea au deranjat lumea. Un clip viral de pe YouTube, postat în 2009, arată niște înregistrări pe care o persoană le-a găsit pe un CD din poștă, trimis de un anume John Colbert. Destinatarul investiga la vremea aceea orașul în care locuiește, convins că a fost luat cu asalt de o forță malefică. Pe pachet era scris: te afli pe calea cea bună. S-ar putea să vrei să părăsești cât mai poți. În 3 iunie 2008, la ora 20, Kevin a primit un mesaj vocal de la un număr necunoscut. Probabil că vocalul a fost o farsă, nimic mai mult. În mod cert sună ca una. Dar experiența în sine l-a tulburat pe Kevin. Acesta n-a aflat nici până astăzi cine l-a sunat atunci. Două clipuri bizare de pe YouTube arată niște mesaje vocale descoperite în 2014, în urma unor apeluri nepreluate. Hey, this is Jake. Leave a message. Thank you.
E adevărat că sunetele seamănă cu niște interferențe, dar faceți un exercițiu de imaginație. Sunteți singuri acasă și le primiți deodată pe telefon. Într-o dimineață din octombrie 2011, pe la 10, o doamnă a fost sunată de un număr necunoscut. A decis să nu răspundă, așa că apelantul a lăsat un mesaj dubios în urmă. Femeia nu l-a mai sunat înapoi. This is the message I had gotten. Friday, 10:05 a.m. În 19 septembrie 2020, Ștefan, un prieten din comunitatea noastră, vorbea pe Instagram cu o fată. Când aceasta a ascultat vocalele, a remarcat ceva ciudat. Vocea lui era distorsionată. Fata l-a sunat imediat, întrebându-l speriată dacă e bine. Din partea dreaptă a camerei se vedeau doi ochi foarte strălucitori. De fiecare dată când aprindeam becul, nu era nimeni acolo, absolut nimeni. Eu eram singur. După ce am terminat de ascultat, s-a auzit un râs, dar nu un râs normal, un râs malefic, ceva, un râs mai gros. S-a auzit foarte nașpa și, sincer să fiu, chiar m-am speriat puțin. De-a lungul perioadei cât am stat în Germania, în apartamentul respectiv, apartamentul se afla în mansarda unui bloc, la etajul 2. Nu stătea nimeni, nu locuia nimeni în apartamentul respectiv, dar noaptea se mai auzeau câțiva pași de copil care fuge. Dar de fiecare dată m-am întrebat ce se aude și cine este jos, dar nu locuia nimeni. Sus nu nici atâta, pentru că era acoperișul. Cineva a început să primească o serie de mesaje vocale stranii pe telefon în 2012, de la o bătrână rămasă neidentificată. Peter, this is Rainbow Granny, baby. Did you get my picture? You better call me, or I'm gonna keep calling you. Rainbow Granny loves you, baby. Have a good day and smile. Hello? Who is this? When you get time, give me a call. Bye-bye. I'm still waiting to hear from you, Peter. I miss you, Peter. I still want those purple flowers, Peter. Have a fabulous day, Peter. When you get bored, call Rainbow Granny, baby. I'll brighten your day up. Love you. Bye. Peter. Sorry I missed your call, baby.
I was on the phone with my son. If you get time, call me back. I miss you, Peter. I'm still waiting on them beautiful purple flowers, baby. Have a fabulous day, love. I love you. Nu există alte informații despre acest caz. Voi ce credeți? Să fi fost doar o glumă? În august tot 2012, Joey Baker a povestit o întâmplare bizară. Mama unui amic de-a lui a primit un mesaj vocal deranjant pe telefon de la mama ei, bunica. Înainte, doamna sunase de două ori. She got two phone calls from her mother about a few days ago. She missed both calls though, and a voicemail came up though. So she answered the voicemail thinking it was her mom that left it. But like I said, it was just this weird, almost like a voice. I mean, it sounded like static at first, but I mean, you listen to it, you can clearly hear breathing and it sounds like somebody's trying to say something. But the interesting thing is that her grandmother didn't leave a voicemail. She hung up the phone both times and didn't leave anything. When we listened to it, we traced it back, and it did come from his grandmother's house. Interesting about that is that his grandmother's house is supposedly haunted, or was, I guess, back when his mother and his aunt were kids. They used to hear voices in there. They actually had to have a priest come in and cleanse it with sage and all that, because his mom's sister was actually speaking in tongues at one point, I guess. They said they used to see faces and stuff like that. I guess it's just all creepy stuff like that. You can clearly hear the voice say Judy at one point, especially at the end. It's very light, it's like Judy. Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.